Aznaua reprezintă cea mai la îndemână soluție pentru jumătate dintre români. Aceștia se văd nevoiți să apeleze la astfel de metode pentru a scăpa de apele menajere. Și asta în condițiile în care Institutul Național de Statistică arată că la sfârșitul anului 2012 doar 9,4 milioane de cetățeni aveau locuințele conectate la sistemele de canalizare. Cei care nu beneficiază de astfel de utilități publice locuiesc în mare parte la sate, însă nici orașele nu se scad de la socoteală. Mergite are 106 km de drum cu 90 de kilometri de canalizare, vorbim aici de partea urbană de oraș, vara dacilor și Remus nu având numai sisteme de alimentare cu apă, nu și rețele de canalizare. legislația europeană prevede că după 2014 localitățile mai mari de 5000 de locuitori trebuie să aibă canalizare, iar după 2020 și celelalte localități din România trebuie să aibă sisteme de canalizare. Potrivit datelor furnizate de INS, numărul românilor care au locuințe conectate la sistemele de canalizare a scăzut în 2012 față de 2011 cu circa 94.000 de persoane.